Bun regăsit, dragi ascultători, vă spune Șerban Cojocar la o nouă întâlnire cu mesajele biblice ale fratelui Zac Punen din India. Începem o nouă ediție cu o conferință susținută undeva în India, pornind de la cuvintele Domnului Iisus adresate bisericii din Laodicea, privitoare la starea de căldicel. Împreună cu Zac Punen vom privi în cuvântul lui Dumnezeu să identificăm cum să ne păstrăm această stare fierbinte înaintea Domnului sau cum să devenim astfel dacă nu am fost așa și, de asemenea, cum să nu devenim căldicei, mai cu seamă fiind conștienți de vremurile târzii pe care le trăim. În mesajul de astăzi, Zac Punen ne va vorbi despre alergarea creștină făcută în așa fel încât să căpătăm premiul la final și despre jertfa acceptată de Dumnezeu și peste care El însuși trimite focul Său. Vă doresc o audiție cât mai folositoare! Slăviți să fie Domnul pentru oportunitatea de a fi aici cu dumneavoastră. Dumnezeu a făcut o lucrare minunată aici în Chennai. Pentru că eu știu cum a fost la început, când marea majoritate dintre voi nu erați încă aici. Este minunat să vezi cum Dumnezeu a onorat lucrarea Lui de aici. Dar ceea ce învățăm din Scriptură este că multe biserici care au început foarte bine nu au rămas la fel. Și trebuie să înfruntăm această realitate. Scriptura ne vorbește despre oameni care au început bine, dar care nu au sfârșit la fel. Și cu toții știți, în jocurile olimpice sau oricare alte jocuri, nu există niciun premiu pentru cei care încep bine. Chiar și în sporturile școlare, dacă cineva începe bine, nu există niciun premiu. Deschideți cu mine la 1 Corinteni, capitolul 9. Ni se spune aici, în versetul 24, nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Sunt multe alte locuri în Scriptură în care ni se înfățișează viața creștină, viața de credință, ca o cursă. Și în Evrei 12 ni se spune să alergăm cu stăruință în alergarea ce ne stă înainte, privind țintă la Iisus Hristos, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Asta înseamnă că și El avea o alergare de făcut. Dar El a fost atât de credincios încât a terminat această alergare, această cursă. Și nu doar că a terminat-o, ci a terminat-o cu credincioșie. Și ni se spune aici, în versetul 24 din Corinteni, să alergăm, dar, în așa fel, ca să căpătăm premiul. El acum scrie bisericii din Corint. Și dacă citim primele 6 capitole din carte, putem observa că e una din cele mai slabe sau rele biserici de pe atunci. Unele biserici au intrat în declin după vreo 40-50 de ani. Biserici plantate de apostoli, după vreo 40-50 de ani, au intrat într-un declin. Dar biserica din Corint, în vreo 10 ani, a intrat în această pantă descendentă. Înființată de Pavel, în timp ce Pavel pleca de acolo, biserica aceea a devenit atât de rea, încât erau oameni acolo care se dădeau în judecată unul pe altul. Era un om care trăia în adulter și frângea pâinea împreună cu ceilalți. Și era atâta dezbinare și atâta ceartă în acea biserică. Și era o biserică plantată de către Pavel. Toți alergau, dar nu alergau într-un fel în care să câștige. Și el le spune întregii biserici, puteți alerga toți într-un fel în care cu toții puteți ajunge primii.
Acum, pe pământ, nu există nicio astfel de cursă în care toți să ajungă pe primul loc. Spune, de fapt, în versetul 24, puțin mai înainte, unul singur capătă premiul. Dar el le spune bisericii că aici, în biserică, puteți alerga într-un așa fel încât toți să ajungeți pe primul loc. Acum gândiți-vă la lucrul acesta. Toți alergăm într-o cursă și te gândești că doar unul va fi pe primul loc. Și te gândești, niciodată nu o să ajung eu înaintea lui. Omul acela este atât de spiritual, n-am cum să ajung înaintea lui. Dar Pavel le spune, nu, voi puteți alerga să ajungeți primii împreună cu mine. Altfel nu le poate spune tuturor celor din biserică, alergați în așa fel ca să căpătați premiul. Acest fapt este o încurajare foarte mare. Eu nu sunt ca Apostolul Pavel, el era cu o dedicare a inimii mult mai mare. El a suferit atât de mult pentru Evanghelie. Dar și eu pot alerga și câștiga ca el. Și vreau să spun celui mai slab creștin care stă aici sau care există, și tu poți alerga în așa fel încât să câștigi ca Pavel și ca mine. Așa că nu mai priviți la eșecurile trecute, pentru că este cel mai sigur mod de a nu câștiga. Este un singur lucru pe care îl poți face cu eșecurile trecute. Să îi le mărturisești lui Dumnezeu, să-i spui, Doamne, îmi pare rău că am trăit așa, îmi pare rău că am făcut asta, dar de acum, de azi, vreau să iau viața mea în serios. Și cred că sângele tău curățește tot trecutul meu. Așa că de astăzi voi alerga ca să câștig și eu premiul. Asta nu înseamnă că ești mai bun decât toți ceilalți de aici. Ce spui, vreau ca toți ceilalți împreună cu mine să ajungă și ei primii, ca mine. Vedeți, în lume, chiar copiii sunt antrenați ca în competițiile școlare, în concursurile pe care le au, ei să fie cei care câștigă primii. Când un copil este primul în clasă, el este mândru pentru că nimeni altcineva nu este pe primul loc decât el. El nu prea se bucură dacă toți ceilalți obțin aceleași note ca și el. Poate că el a obținut 100% și e fericit. Dar dacă toți obțin 100%, atunci nu mai e la fel de fericit. Tu ești fericit că toți frații tăi, toți ceilalți, termină și ei pe primul loc? Obțin și ei același premiu? Sau vrei doar tu să fii pe primul loc? Vedeți, Domnul Iisus nu a vrut să termine pe primul loc singur. Este prima lecție pe care trebuie să o înveți din Duhul lui Hristos. Când era în ceruri, el a spus, nu vreau să mă bucur de toate acestea singur. Așa a simțit Iisus Hristos în ceruri. Nu vreau să mă bucur de toate astea singur. Uită-te la toți acești oameni atât de nefericiți pe pământ. Vreau ca și ei să vină aici și să se bucure de ceea ce am eu. Ai o viață bună în Hristos? Eu unul știu că am. Și sunt un om fericit. Nu am vreun motiv să mă plâng de vreun om, de vreo altă ființă de pe pământul acesta. Pot spune cu sinceritate lucrul acesta. Cu mai mulți ani în urmă, când nu eram la fel de serios cu viața de credință, aveam multe plângeri cu privire la mulți oameni. Dar astăzi, nu am motive să mă plâng de nimeni. Fie că îmi fac bine sau mă rănesc, asta nu face nicio diferență. Pentru că toate lucrurile lucrează spre binele meu. Pentru că în Romani 8:28 citim lucrul acesta. Așa că nu am mă plânge de nimeni, dar nu vreau ca alții să vină în spatele meu. Nu vreau să fiu singura persoană care vine pe primul loc. Nu vreau să fiu singurul care obține 100%. Ci vreau să-l privesc pe cel mai slab, pe cel mai tânăr credincios din biserică și să-i pot spune că vreau ca și el să aibă și să obțină 100%. Dacă nu ai această atitudine, atunci nu vei obține 100%. Cel mai probabil vei obține 0. Pentru că nu vrei ca și ceilalți să aibă și ei 100%. Chiar atitudinea aceasta te face să nu obții premiul, adică 0%. 100% înseamnă tu vrei să obții lucrul acesta, dar vrei și alții să obțină la fel. Asta spune Pavel bisericii, puteți alerga în așa fel
All of you can get first prize. Ca toți, cu toții să obțineți primul loc, premiul. Altfel, tu vrei să spui, eu vreau să fiu un clocot, dar nu vreau ca și alții să fie la fel de înclocot ca mine. Dar asta înseamnă că tu, de fapt, nu ești înclocot. Ești căldicel. Singura persoană care putem spune că este înclocot este cel care vrea ca și ceilalți să fie la fel ca el, să fie la fel de spiritual ca el, să dorești ca și ceilalți să predice ca tine. Dacă tu, de fapt, vrei să predici mai bine ca alții, vreau să spun că obții 0%. Dacă vrei ca alții să creadă despre tine că ești mai spiritual decât alții, iarăși obții 0. Tu, de fapt, ești căldicel și vrei alții să fie în clocot. Și încă un lucru. Dacă te gândești, sunt destul de fierbinte, destul de în clocot, atunci ești încă căldicel. Persoana care este cu adevărat în clocot îi spune mereu lui Dumnezeu, Doamne, nu sunt destul de în clocot, vreau să fiu mai în clocot pentru Tine. Mulți au această gândire, eu sunt destul de ok în clocot, vreau ca și alții să devină așa. Dar dacă ești satisfăcut de nivelul tău de căldură, de dedicare, aș putea spune că nu ești destul de înclocot. Un semn al unui om duhovnicesc este că niciodată nu este satisfăcut cu creșterea lui spirituală. El are o pasiune și o dorință de a fi mai înclocot și mai asemenea lui Iisus Hristos. Acesta este felul de persoană care câștigă premiul. Așa că întreabă-te, ești mulțumit de starea ta spirituală de acum? Simți că ai nevoie să fii mai asemenea lui Hristos? Uitați-vă ce spune Pavel când avea în jur de vreo 60 de ani. A scris Filipeni când avea această vârstă, aproximativ. Dacă a fost convertit pe drumul Damascului când avea în jur de 30 de ani și a devenit atât de pasionat din prima zi și a alergat timp de 30 de ani și după 30 de ani el spune, și aduceți-vă aminte, vorbim despre o persoană care a alergat cu toată inima lui timp de 30 de ani. El spune în Filipeni 3:12, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit. Asta înseamnă că nu a ajuns la linia de sosire. Alerg cât pot de bine, nu sunt distras de alte lucruri, dar simt că mai am încă mult de mers. Așa că ce fac? Nu mă uit înapoi și văd cât teren am acoperit. Nu, nici de cum. Ci alerg înainte ca să ajung această linie de sosire. Și spune versetul 12 în continuare, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Există o cursă care se aleargă în multe părți ale lumii numită maraton. Nu doar la Olimpiade, ci și în anumite orașe. E o cursă de vreo 40 de kilometri. Și timp de 40 de kilometri treci prin diferite orașe, prin diverse locuri. Și în Bangalore există un astfel de maraton, unde odată pe an au acest tip de curs, acest maraton. Nu există o linie care are 40 și ceva de kilometri. Așa că trebuie să meargă prin multe străzi de prin oraș. Și sunt multe indicatoare, multe semne și îți arată pe unde trebuie să o iei. Ca într-un final să ajungi la linia de sosire. Acum, dacă nu o iei pe unde îți arată un semn și o iei într-o altă direcție, cu siguranță nu vei mai ajunge la linia de sosire. Poți să alergi în continuare, dar nu alergi pe unde trebuie. Așa că oamenii care sunt angrenați în acest maraton trebuie să fie foarte atenți dacă o iau pe unde trebuie, pentru că sunt indicatoare. Cei care alergă la acest maraton trebuie să o ia pe aici. Și există de multe ori și un om care le arată direcția. Dar poți ignora semnul, poți să ignori și omul care stă acolo și să spui, eu știu mai bine, o iau pe aici, pe direct. Dar nu am auzit despre un om angrenat în această cursă de maraton care să facă acest lucru prostesc. Dar am întâlnit mulți creștini de genul acesta, unde conștiința le spune, ia-o la dreapta, dar ei
Unii nu iau la dreapta. Ai experimentat și tu lucrul acesta? Vreau să vă întreb pe voi, bărbații, când ochii tăi văd un semn, ceva pe stradă, și conștiința ta îți spune, întoarce-ți privirea, uită-te în altă direcție, pentru că este indecent. Așa este și maratonul acesta. Semnalul spune, acum la dreapta. Dar nu asculți. Spui, nu, e în regulă. Eu voi alerga înainte. Deja ai pierdut traseul. Dar să știți că asta fac foarte mulți oameni. Sau frați și surori. Ceva merge greșit în casă și ești ispitit să te mâni pe soțul tău, pe soția ta și să-ți ridici vocea, să strigi sau să te plângi. Și conștiința spune, nu, n-o lua pe aici, ia-o dreaptă acum. Dar tu spui, lasă că știu eu mai bine pe unde să merg și mergi. Ai pierdut traseul. Crezi că vei ajunge pe primul loc, primul? Nu. Pentru că trebuia să o iei pe acolo și n-ai luat-o. Și cu cât mai repede te întorci, poți să te alături din nou cursei. Ce înseamnă de fapt să te întorci? Să zicem că un om ignoră indicator, ignoră omul care îi arată direcția și o ia înainte. Cu cât mai mult aleargă, cu atât mai mult îi va lua să se întoarcă. Și el va trebui să se întoarcă pentru că nu are cum să termine alergând pe direcția aceea. Cu cât mai repede se întoarce, cu atât mai repede se poate alătura cursei. Ce înseamnă acum a te întoarce? Înseamnă a-ți mărturisi păcatul. A te întoarce în cursă poate lua ceva timp, dacă ai pierdut direcția. Dar în alergarea creștină, a te întoarce înapoi în cursă se poate face într-un moment. Mărturisește-ți păcatul imediat Domnului. Încă un lucru. Și lucrul acesta este mai dificil. Mărturisește-ți păcatul și persoanei pe care te-ai mâniat. Spuneți-mi acum, este mai ușor să-ți mărturisești păcatul lui Dumnezeu sau soțului sau soției tale? Ai nevoie de ceva timp să te gândești? Ce poți spune din experiența ta trecută? Este foarte greu să-ți mărturisești păcatul lui Dumnezeu? Deloc. Să-ți mărturisești păcatul unui Dumnezeu sfânt, atât de ușor. De ce este atât de greu să ceri iertare soțului tău sau soției tale? Vă spun de ce. Asta am învățat și eu din experiența mea. Și ascultați cu atenție. Dacă găsesc atât de ușor să mărturisesc păcatul înaintea lui Dumnezeu, dar îmi este foarte greu să cer iertare persoanei față de care am greșit sau pe care am rănit-o, acest lucru dovedește că, de fapt, eu nu mi-am mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că l-am mărturisit, dar de fapt nu l-am mărturisit. Foarte mulți oameni care cred că au mărturisit păcatul înaintea lui Dumnezeu nu au făcut-o de fapt. Și se întreabă de ce sunt căldicei. Vei fi căldicel toată viața ta. Pentru că doar Dumnezeu îți poate da focul. Tu nu poți crea focul. Știți, de la începutul vremurilor, întotdeauna Dumnezeu este Cel care trimite focul. Tu nu poți produce focul. În Matei, capitolul 5, citim lucrul acesta. În Vechiul Testament, când oamenii aduceau o jertfă și jertfa era acceptată, Dumnezeu trimitea focul Său din cer. Și chiar și astăzi, felul în care știi că Dumnezeu ți-a acceptat jertfa, este acesta. El te aprinde. Ziua în care pierd focul din inima mea, știu că ceva este în neregulă cu jertfa mea. Ziua în care îmi pierd pasiunea pentru Iisus Hristos, pasiunea pentru o viață sfântă, pasiunea de a iubi pe ceilalți, inclusiv pe cei care mă urăsc, dacă pierd această pasiune, pot fi sigur că focul a dispărut din viața mea. Și asta dovedește că Dumnezeu nu a acceptat jertfa mea. De ce? Uitați-vă în Matei 5, versetul 23. Așa că dacă îți aduci darul la altar, și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, sau sora ta, poate fi soțul tău, poate fi soția ta, cineva pe care l-ai rănit în vreun fel, cu mânie poate, pentru că în versetul 22 vorbește despre
acest lucru. Nu vorbește aici despre adulter sau despre furt sau orice altceva sau despre a minți. Sunt aceste păcate despre care vorbește Domnul Iisus ceva mai târziu în capitolul 5. Dar aici vorbește despre mânie. Te-ai mâniat pe cineva și nu ai îndreptat acel lucru. Și vii și aduci o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și ți-aduci aminte acolo când aduci jertfa că ai rănit pe cineva și nu ai îndreptat acel lucru. Și care este această jertfă pe care o aduci? Tu poți spune, Doamne, iartă-mi păcatele. Tu îți mărturisești păcatul. Asta este jertfa ta. Și aici spune că Dumnezeu nu îți va accepta jertfa. Și aici avem dovada că această mărturisire poate fi falsă. Tu aduci această jertfă, dar Dumnezeu nu te iartă. De ce? Pentru că Domnul Iisus spune, lasă-ți darul acolo. Nu-i mai spune nimic lui Dumnezeu. Ține-ți gura închisă. Du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, cu acel frate pe care l-ai rănit, l-ai ofensat. Apoi vino de adus darul. Asta mă învață că înainte de toate trebuie să reglez lucrurile cu fratele meu, cu sora mea, înainte de a aduce o jertfă lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun adevărul tuturor celor care ascultați. Unul din lucrurile pe care le accentuăm, le evidențiem în biserica noastră este acesta. Spunem oamenilor adevărul, indiferent dacă le place sau nu. Nu îi menajăm pe oameni în a le spune adevărul. Pentru că nu suntem interesați în a ne mări numeric. Domnul Iisus însuși nu a vorbit în vreun fel în care să atragă mari mulțimi. Când a văzut că foarte mulți oameni îl urmează, el a spus, trebuie să vă urâți, mame, tați, frați, surori, soți, soții, și apoi să mă urmați. Sau trebuie să mori față de tine însuți și apoi vino și urmează-mă. Sau trebuie să te detașezi de toate proprietățile materiale și apoi să mă urmezi. Sunt tipul acesta de cuvinte, cuvintele predicatorilor de astăzi care atrag mulțimile? Dar citim lucrul acesta în Luca 14, în jos. Dar asta pentru că Domnul Iisus nu era interesat de o mare mulțime. El era întotdeauna interesat de calitate. El nu era interesat de o aparentă grămadă de aur, ci de puțin aur curat. Sunt mulți înșelători astăzi care pot desena multe astfel de pietre prețioase, de bijuterii care seamănă cu aurul și pot înșela pe mulți. Dar Domnul spune, pe mine nu mă puteți înșela. El vrea aur adevărat. De aceea, el n-a fost niciodată interesat de mulțimi mari. Așa că acesta este adevărul pe care îl predicăm. Dumnezeu nu acceptă mărturisirea păcatelor tale înainte de a mărturisi, de a repara greșeala, păcatul față de fratele tău, față de sora ta. Câți dintre voi credeți lucrul acesta? Puteți spune cu sinceritate, chiar acum, că v-ați cerut iertare de la toți cei pe care i-ați rănit, în vreun fel? Dar tu ești absolut sigur că Dumnezeu te-a iertat. Oare nu te înșeli pe tine însuți? De aceea inima ta este rece sau căldicică? De asta nu ești în clocot. De aceea lucrurile acestei lumi sunt atât de atractive pentru tine. Un om care este în clocot pentru Iisus Hristos, va folosi lucrurile acestei lumi, dar el nu este atras de ele. De ce stau lucrurile așa? Ați ascultat prima parte a mesajului despre alergarea creștină, făcută în așa fel încât să căpătăm premiul la final, și despre jertfa acceptată de Dumnezeu și peste care El însuși trimite focul Său. Săptămâna viitoare vom auzi partea a doua a acestui mesaj. Până atunci, fiți binecuvântați!